Seară de gala aici la Cinema Pro, urmează premiera lungmetrajului State Student la Sorbona, într-adevăr simultan la Pro TV de la ora 8:30 și noi aici vom vedea filmul împreună cu toată distribuția, cu regizorul, dar și cu fani veniți cu toată țara. O să vedem cu toții ce a făcut State pe la Paris și undeva foarte aproape și foarte chic în această seară. Îi zăresc pe inegalabilii protagoniști ai acestui film. Bună seara! Bună seara! Flacăra, așa cum îi spune și numele acestui personaj, are un temperament destul de exploziv. Cum este pentru Carmen Tănase să trăiască zi de zi în pielea unui astfel de personaj? Am devenit surori gemene. Dar nu când ajunge acasă. N-ai prins. Uneori ne confundăm. Da, de cele mai multe ori ne confundăm. După 3 ani pot să spun asta, că mă trezesc de multe ori flacăra. Dimineața așa? Și ce spune flacăra dimineața la trezire? Se ia de câini. Branu, treci pe afară. Chestii de-astea, adică de genul ăsta. Și State este destul de dat naibii. S-a descurcat foarte bine în România. Înțeleg că acum cucerește și Parisul. Cum reușește State ăsta? Se îmbracă altfel. Nu, State e foarte deștept. Nu vreți să ne spuneți mai nimic despre ce s-a întâmplat acolo? Cât ați filmat la Paris? Cât au durat filmul? Mai nimic despre ce o să se întâmple în film. În rest putem să vorbim orice. Cât a stat State la Paris? Am stat 10 zile, am filmat, după aia am mai fost o săptămână, am mai filmat. Ne mai ducem o săptămână, mai filmăm și o să ne simțim foarte bine. I-a plăcut flăcăricii la Paris? La Paris, cum să nu? Păi acolo e mediul meu. Shopping, Champs-Élysées, chestii de-astea, normal. Și ținuta din seara asta arată foarte pariziană. Da, păi mi-a luat-o sora mea geamănă flacăra de la Paris. Abia așteptăm să vă vedem în seara asta. L-am văzut și pe creatorul acestor personaje. Este vorba despre regizorul Iura Luncașu. Bună seara! Cât și un actor francez, s'il vous plaît, vous approchez. Timp de 2 ani de zile, mulțumim frumos, baftă! Timp de 2 ani de zile ați creat aceste personaje atât de îndrăgite. Care e secretul să prindă atât de mult la public? Să crezi până la capăt. Au fost două personaje, cel puțin State și Flacăra. Bine, toți au fost montați 100%. Dar ei au avut și alt gen de situații cu care s-au confruntat și asta a dat foarte mult, au generat foarte multe situații comice, să spunem așa. La ce să ne așteptăm de acum? E vorba de lungmetrajul care, a cărui premieră o vedem în seara asta, dar și un serial de comedie care o să intre de luni la Pro TV. State merge mai înainte, State merge înainte, bineînțeles, cu o altă poveste mult mai interesantă, cu altă situație. Mult mai interesantă, de care publicul s-a obișnuit deja că unde e State, acolo e și spectacol și automat trebuie să-i dai ceva mai bun, peste așteptările lui. Mulțumim foarte mult. Monsieur Julien Janvian, bonsoir. Este vorba despre singurul actor străin care joacă în acest lung metraj. O să fac eu traducerea. Cum a fost această experiență românească sau mai bine spus această experiență țigănească? C'était comment pour vous cette expérience roumaine ou plutôt une expérience gitane? Magique. J'ai découvert déjà tout un univers artistique, une équipe aussi fantastique. Spune că a fost un univers, a fost cu totul și cu totul magic pentru că a descoperit cu tot un univers nou și o echipă fantastică. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce personnage et j'espère que ça va plaire. A lucrat cu foarte mare plăcere acest personaj și speră că totul o să fie bine. C'est quel votre personnage? C'est le personnage d'Alain qui est le fils d'un policier qui court après State. Julian îl joacă pe Alain, care este fiul unui polițist qui court après qui court après State. Care tot timpul aleargă după State. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Et bonne chance ce soir. Merci.